Venim cu această informație și fac un apel la autorități, ca în urma acestor informații oficiale să ni se comunice cât mai clar, cât mai extins, care este, să spunem, evaluarea științifică a faptului că în ultima săptămână au avut loc 3 cutremure în Marea Neagră. Nu o spunem noi, nu sunt informații luate de pe niște site-uri, aș spune, necontrolate sau care rostogolesc fake news. Aceste capturi pe care le vedeți pe ecran, doamnelor și domnilor, sunt de la Institutul Național de Fizică a Pământului. Adică exact acea instituție care se ocupă cu monitorizarea acestor cutremure. Și vedeți, acolo astăzi a avut loc un cutremur în Marea Neagră, 10 aprilie 2018, un cutremur de 3,5 pe scara Richter, la o adâncime de 15 km. Acolo sunt datele pe care le furnizează specialiștii de la Institutul Național de Fizică a Pământului. Sunt și, să spunem, link-uri care duc spre cei care doresc să comenteze sau să își spună opinia despre acest cutremur care a avut loc în Marea Neagră la adâncime de 15 km. Și aș vrea să vedem și următorul slide, tot de la Institutul Național de Fizică a Pământului. Vedeți acolo Black Sea, unul pe 4 aprilie, celălalt tot pe 4 aprilie, la o diferență de aproape 20 de minute, un cutremur de 2,3 pe scara Richter la o adâncime de 20 de kilometri și încă unul, posibil o replică, de 2 pe scara Richter la o adâncime de 20 de kilometri. Vedeți acolo și subliniat cu roșu, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe, Sulina, Babadag și Tulcea, ambele cutremure din data de 4 aprilie. Astăzi suntem în 10, a avut loc un nou cutremur de 3,5, o diferență foarte scurtă de 6 zile. Și pentru că aceste informații oficiale noi le-am cules ca jurnaliști, datoria noastră, fac un apel la oficialități, la autorități, să ne explice dacă e o problemă cu cele 3 cutremure într-un interval atât de scurt, toate 3 în Marea Neagră, care este diferența dintre cutremurile onshore și offshore, cele care se produc în adâncul Mării Negre și cele care se produc în spațiul terestru, și dacă există, eu știu, sfaturi sau evaluări pe care cei de la Institutul Național de Fizică a Pământului le pot transmite populației în legătură cu aceste cutremure din Marea Neagră. Sunt tot felul de speculații. Sunt tot felul de site-uri aiuristice care transmit stări de panică, informații false. Nu sunt puțini cei care cad pradă unor astfel de, aș spune, site-uri cu informații neverificate, create parcă doar să lanseze minciuni. Noi aici la Antena 3 lucrăm cu informații oficiale, cu site-uri oficiale. Institutul Național de Fizică a Pământului este cel care face evaluările din partea statului român și monitorizează toate cutremurile care se produc în România, dar și în proximitatea granițelor țării noastre. Așadar, am vrea, dacă se poate, niște explicații de la specialiștii în fizica Pământului ce se întâmplă cu cele 3 cutremure din ultima săptămână în Marea Neagră și ce ar putea eventual să reprezinte drept analiză această informație pe care noi o avem de la Institutul Național de Fizică a Pământului.